Forfotă mare în ajun de Crăciun la Căinarei Vechi, raionul Soroca, sat cu tradiții ucrănești. În familia Giurunski se păstrează una din vechile tradiții legate de această zi. În fiecare an, pe 6 ianuarie, Matei și Eva, ajutați de părinți, pregătesc pomana, un dar pentru nani, bunici și mătușe. Acum legăm pomul ca să fie bogat și dulce tot anul. Ca în prag de sărbătoarea nașterii Domnului să dăi de pomană o crenguță plină cum va fi tot anul. După ce au fost pregătite crenguțele, acestea au fost puse în colaci. Hai, Matei, pune aici. Așa, da. Eu aici, da, Matei. Așa, așa. Așa e obiceiul, spune grâu și se dă de pomană, că grâu e fața Domnului. La cumătre, la nani, se duc și duc de pomană. La bunei. Noi îmi pui de atât tu, mama, toreșirul, să ne ducem la ceataolea să dăm de pomană. Copiii au ales mai întâi să meargă cu ajunul la bunica, vestindu-i nașterea Domnului și invitându-o la masa de sărbătoare. Da, privet, noi venim tu să nu. Așa, nu, așa. Hai, mulțumim. Și să nu copii. Mulțumim. Nică noi, nică ajun. Așa. Și să nu copii. Mulțumim. De obicei, pomenele sunt răsplătite cu bani și dulciuri, iar cei intrați în casă sunt poftiți la o masă de sărbătoare cu bucată de post. La Căinar, nelipsite în această zi, sunt sarmalele, colțunașii cu cartofi, varză și vișine. Ziua asta e să duc neamurile cu mătri, la cu mătri, cu scri, să duc cu pomană, cu leșel, grâu, colașii la alte măhăli să fac cu peșei. Ca să șibă mai multe dulciuri, ca să șibă mai frumoșei și să-l întâmpine pe Domnul, că al musară e junul Crișunului. În ajun toți fac găluși, colțunași, asta e tradiție. Această tradiție, spune mătușa Iulia, o știe încă de la bunici, tot de la ei cunoaște și o colindă de Crăciun. Iisus Hristos când s-a născut nașterea Domnului, lui Iudai a fost urât nașterea Domnului. Deși satul este mai pustiu ca altădată din cauza migrației, din cei care au rămas păstrează cu sfințenie tradiția legată de ajunul Sfintei Sărbători, nașterea Domnului. Cu sfințenie tradiția este păstrată și de mătușa Irina, care trăiește de una singură, copiii fiind plecați peste hotare. Am întâlnit-o în drum spre o vecină, pleca cu o pomană. Eu mă duc cu pomană, la mine vin cu pomană, ia că noi ne pornim. Dacă eu am fost la dânsa, dar el la mine nu vine, vin acasă, alta vine la mine. Sângurii, că-s copchii, după graniți, tăți, bărbatul mi-a murit și a rămas numai eu cu Dumnezeu. Cina din ajunul Crăciunului este un prilej de a reuni familiile. Potrivit tradiției, în această zi revin acasă toți cei plecați peste hotare, își împart cadouri și fac bilanțul anului care a trecut.